Lăudat să fie Domnul! Frați și surori de la Betel și nu numai, vă salut cu toată dragostea de acasă, de la Daia Română, biserica locală. Vă transmite salutări fratele Marinel, fratele păstor al bisericii, de asemenea, discutând despre venirea mea spre dumneavoastră, vă transmite salutări. Dumnezeul cerului să vă binecuvinteze. Ne bucurăm să fim cu dumneavoastră aici pentru câteva zile, așa cum spuneau și frații. Am venit la invitația dumneavoastră. Am stat înaintea lui Dumnezeu, ne-am rugat înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a încredințat de faptul că pentru aceste zile trebuie să fim împreună cu dumneavoastră, să ne zidim sufletește pe credința preasfântă, să ne întărim în dragoste și să ne îmbărbătăm unii pe alții în nădejdea vieții veșnice. Așa că suntem împreună cu dumneavoastră, împreună cu tineri veniți din mai multe părți ale Americii, Canadei. Avem o deosebită apreciere pentru fiecare care a străbătut un drum lung, a contribuit substanțial la costurile acestei slujiri. Ne bucurăm de fiecare care a luat în calcul o slujire împreună aici, alături de tinerii din Betel, alături de cei veniți din România, să fim împreună pentru zilele acestea cu un singur scop: să-L glorificăm pe Cel care merită să fie glorificat. Lăudat să fie Domnul! Frați și surori, vreau să rămân oarecum în ideea tematică, așa cum spunea deja și fratele Dani Bârsan. Aș vrea să rămân aici, în zona aceasta. Pasajul din Ioan este unul surprinzător. Momentul în care Domnul Iisus Hristos stă cu ucenicii și încearcă să facă ultimele ajustări, îmbărbătări. Ioan rezervă câteva capitole acelui moment înaintea răstignirii, seara, când Domnul Iisus stă de vorbă cu ucenicii. El e cel care e atent la toate detaliile, chiar dacă era mai tânăr, că de cele mai multe ori oarecum avem sentimentul că cei mai tineri nu sunt foarte atenți. El era cel mai tânăr dintre ucenici și era foarte atent la toate detaliile. Niciunul dintre ceilalți nu marchează atâtea detalii despre momentul acela în care Domnul Iisus Hristos face ultimele aranjamente. Imaginați-vă punctul plecării Mântuitorului dintre ei, a plecării la Calvar, la judecată, și încearcă să stabilizeze câteva lucruri în mintea lor și e un fel de recapitulare. E un fel de recapitulare. 3 ani și 6 luni sunt acolo lângă Domnul, în toate îl urmează pe Domnul, văd lucrările lui Dumnezeu, văd morți înviați, văd bolnavi vindecați, leproși readuși în cetate, orbi care își capătă vederea, oameni demonizați care capătă libertate, văd tot peisajul lucrării Mântuitorului Domnului Iisus Hristos. Și acum fac recapitularea. E surprinzător pentru că la recapitulare Domnul Iisus Hristos observă un detaliu cumplit. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, parcă îl văd pe Domnul Iisus Hristos atât de
degajat când le explică lucrurile acestea, le reamintește lucrurile acestea. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, nu acum, v-am spus, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc, după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și voi lua cu mine și voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu, să fiți și voi, știți unde mă duc, știți calea într-acolo. Și se trezește unul dintre ucenici, era un fel de avocat al celorlalți, că toți suportau aceeași dilemă. Doar că Toma ia cuvântul. Doamne, i-a zis Toma, nu știm, stai un pic. Tu zici că știm, dar noi nu știm. Cum nu știți? Nu știm nici unde te duci, nu știm nici calea într-acolo, nu știm nici cine-i tatăl, nu știm nimic. Ultima zi, ultima oră, urmează examenul și ei nu știu nimic. Surprinzător, Domnul Iisus Hristos îi găsește într-o ipostază cu totul și cu totul deplorabilă. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați fi văzut. Și un alt ucenic. Îmi plac oamenii sinceri. Că unii stau așa, se uită la tine, discuți despre câte un subiect, se uită la tine așa, cu apreciere, cu un zâmbet, așa, ai impresia că el știe subiectul, dar e afon total. Filip spune cuvântul lui Dumnezeu, zice, Doamne, arată-ne-l pe Tatăl și promitem că nu ne mai interesează, nu ne mai trebuie nicio explicație. Filipe, eu de atâta vreme sunt cu voi și tu zici, arată-ne pe Tatăl. Tu nu știi? Nu știm, Doamne. Dacă ar fi ultima zi acum, asemenea ucenicilor, și trebuie să intri într-un examen, în ce fază te-ai găsi? Nu dați răspuns, că mă puneți și pe mine să dau și poate nu ies bine lucrul. În ce fază ești? Știi? Sau nu știi? Se vorbește în zilele acestea despre calea largă, poarta largă, calea lată, poarta strâmtă, calea îngustă. Suntem în fața examenului, dragi tineri, avem de făcut alegeri. Întrebarea mea, dar întrebarea Domnului, știți? Știm? Dacă ești sincer și ar trebui să dai un răspuns, care ar fi răspunsul tău? Te-ai pune cumva în bancă cu Toma, cu Filip? Doamne, tu crezi că știm, dar noi nu știm. Tu ți-ai dorit să știm, dar noi nu știm. Ne-ai explicat de ani de zile și tot nu știm. Sau ai avea voi îmi explicați mie? Bă, copii, dar voi știți câți ani de pocăință am eu? Băi, copii, dar voi, bă, voi, vă știți? Voi ne spuneți nouă? În ce postură ești? Aș vrea să vorbesc puțin despre cunoaștere. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, nu știm unde mergi și nu știm nici calea. Iubiții mei,
Ar trebui să stabilim în primul rând cadrul în care poți afla, în care poți ști, în care poți cunoaște. De cele mai multe ori avem sentimentul că biserica, adunarea e cadrul. De multe ori avem sentimentul că pe urmele pașilor Mântuitorului, prin satele și prin orașele și prin cetățile din Israel, e locul unde îl poți cunoaște și, surprinzător, oamenii nu cunosc. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre fiii lui Eli. Erau în cort, erau lângă altar, erau lângă chivot, erau în slujba lui Dumnezeu, erau cu legea în mână, erau lângă marele preot. Și Biblia spune că nu cunoșteau pe Domnul. Iată că un cadru fizic nu e suficient. Nu e mulțumitor, nu e satisfăcător pentru cunoașterea lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre Avram în cartea Geneza că Dumnezeu îi vorbește și spune: Avrame, ieși din casa ta, din rudenia ta, din familia ta și du-te într-o țară pe care ți-o voi arăta eu. Și Avram ascultă întocmai cuvântul lui Dumnezeu. Își ia familia cu el și ia rudenile și pleacă. Și Dumnezeu încet, 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 încet îl desprinde de cadrul fizic până momentul în care trebuie să fie singur cu Dumnezeu. Nu vă mulțumiți că avem slujbe și avem părtășii. Nu vă mulțumiți că avem oameni care predică cuvântul lui Dumnezeu. Cadrul acesta nu este, repet, satisfăcător, suficient pentru cunoașterea lui Dumnezeu, pentru cunoașterea căii lui. Ne bucurăm că veniți la biserică, ne bucurăm și apreciem într-un mod deosebit lucrul acesta. Ne bucurăm de faptul că rămâneți mereu în casa lui Dumnezeu și sunteți la închinare. Ne bucurăm și este deosebit lucrul acesta și aveți toată aprecierea noastră. Ne bucurăm de cei care slujesc, de cei care predică. De asemenea, aveți toată aprecierea voastră, aprecierea noastră, aprecierea lui Dumnezeu. Predicați cuvântul lui Dumnezeu. E foarte sănătos. Dar nu e suficient. Aș vrea să pun două, trei întrebări. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să te definești pe tine. Cine ești tu? Cine ești? Cine ești tu? Cine sunt eu? Ca să poți ști, ca să poți descoperi, ca să poți cunoaște, în primul rând trebuie să te definești în cel mai corect mod pe tine. Să mă definesc pe mine. Cine sunt eu? Vă aduceți aminte de momentul acela în care se întâmplă minunea? Toată noaptea ne-am trudit, Doamne, toată noaptea ne-am trudit, n-am prins nimic. Și Domnul le spune: aruncați în partea dreaptă măiază. Și au prins o așa mare mulțime de pești că li se rupeau mrejile. Au chemat pe tovarășii lor și au tras corăbile pline la mal. Știți ce a spus Petru? Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Tu cine ești? Cum te definești pe tine?
Lucrările lui Dumnezeu în viața ta, experiențele avute cu Dumnezeu, trăirile avute cu Dumnezeu, la ce nivel de autoidentificare te-au dus? Suntem grozavi, suntem stăpâni pe cârmă, se luptau, zice Biblia, cu valurile, cu furtuna, până când li s-au terminat resursele și s-au aplecat spre Domnul și au spus: Doamne, învățătorule, suntem în ultima fază, metastază, pierim. Dacă nu te ridici, dacă nu rezolvi problema, dacă nu intervii tu, noi nu mai avem nicio resursă și nicio capacitate. Se ridică Domnul, ceartă vânturile, ceartă marea, le spune să se liniștească. Și ei se uitau unul la altul și ziceau: cine e acesta? Noi am crezut că suntem marinari. Noi am crezut că suntem oamenii care controlăm lucrurile. Noi am crezut că suntem oamenii care știm ce trebuie. Noi am crezut că suntem stăpâni pe țintă. De fapt, nu suntem nimic. El e dincolo de capacitatea noastră. E peste ce putem noi pricepe. E peste ce am avut noi sentimentul că se poate îndestoinicia marinaritului. E dincolo. Tu cine ești? Ascultă-mă bine. Ca să cunoști pe cel care a zis eu sunt calea, să cunoști calea, trebuie să te definești pe tine cine ești. Nu-ți poți permite, nu-ți poți permite să nu te analizezi într-un mod real și să ai pretenția să-L cunoști pe Dumnezeu, nu? Cine ești tu? Predicăm Apocalipsa 22, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva, deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. E ușa bisericii asta. Noi o predicăm la evanghelizări, că Domnul bate la ușa voastră, prieteni dragi, veniți, că Domnul... Nu, 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 asta e biserică. Cine ești ca biserică? Cum te definești? Ești în postura aceea în care realizezi că nu ești unde trebuie? Ești dispus să fii sincer cu tine și să te uiți unde ar trebui, cum zice Petru, ce fel de oameni ar trebui să fiți? Și să spui: Doamne, ai milă de mine, ai milă de adunarea asta, ai milă de corul ăsta, ai milă de fanfara asta, ele merg bine, Doamne, suntem o nimică înaintea ta. Cum te definești? Ascultați-mă, cel mândru nu-L poate cunoaște pe Dumnezeu. Nu, nu. Nu. Controlez lucrurile, dețin controlul, toate sunt la degetul mic, în bagheta mea de mare nimic. Cine ești tu? Cine ești tu? 2. Cine e El? Cum îl definești pe Dumnezeu? Doamne, noi nu știm cine ești Tu, nu știm cine-i Tatăl, nu știm calea, nu știm. Cine este Dumnezeu pentru tine? Cum îl definești pe Dumnezeu? Spunea prorocul Isaia în 46, cu versetul 5, auziți ce zice Dumnezeu din ceruri: cu cine mă veți pune alături ca să mă asemănați? Cu cine mă veți asemăna și mă veți potrivi? Eu, pentru voi, cine sunt? Îl întreabă Mântuitorul pe Petru, îi întreabă pe ucenici: bun, oamenii zic asta, dar voi cine ziceți că sunt eu?
Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Momentul acela, Domnul Iisus Hristos îl văd cu atâta pace în inimă, atâta mulțumire și spune: Petre, o carnea și sângele Duhului Dumnezeu ți-a descoperit. Pentru că ăsta e adevărul. Eu sunt trimisul lui Dumnezeu. Eu sunt Hristosul lui Dumnezeu. Ai dreptate, Petre. Cine este Hristos? E medicul tău? E patronul tău? E cel la care îi dai legi? Și dacă nu-ți convine cum răspunde la comenzi, te duci la cort, sus, ca să-l contestezi? Cine este Dumnezeu? Cu cine îl asemeni pe Dumnezeu? Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Sunt surprins. Exodul, capitolul 32, este un moment în care omul lui Dumnezeu, Moise, plecase pe munte să stea de vorbă cu Domnul. Auziți ce era în mintea poporului. Acum intrăm un pic așa la un scanner, să vedem puțin ce e în mintea poporului. Un popor care văd mâna lui Dumnezeu, minuni, urgii, îi scoate Dumnezeu biruitor din, de acolo, prin pustie și așa mai departe, îi trece prin Marea Roșie. Auziți, poporul văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte, s-au strâns în jurul lui Aron și i-au zis: Haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Ce era în mintea lor? Moise era Dumnezeul lor. Fă-ne pe altcineva în loc, omul ăla nu mai apare, fă-ne altceva în loc. E normal că îl poți schimba pe Dumnezeul adevărat cu orice altceva când nu e Dumnezeu. Și e orice altceva. Un om, Biblia spune că pentru unii Dumnezeu e pântecul. Pentru alții spune cuvântul lui Dumnezeu în Iov că pumnul, autoritatea e Dumnezeul lor. Cine e Dumnezeu pentru tine? Uneori slujbele iau locul lui Dumnezeu. Ascultați-mă, slujbele au devenit Dumnezeu. Ceasul a devenit Dumnezeu. Foamea. Părerea mea e nesuperioară, nimeni nu poate pleda în fața ei. Așa se ține, frate. Punct. Peste asta nu se trece. O încredințare a ta, o încredințare a mea, un fel de a vedea lucrurile, un fel de a înțelege. Asta au devenit Dumnezeu. De aici, ca la podul înalt, nu se trece. Cine e Dumnezeu pentru tine? Odată fratele Moise Lucaci, fratele Moisic, cum îi spuneam noi, un om drag sufletului meu, ne povestea că în momentul în care, în perioada în care era vicepreședinte al cultului creștin pentecostal din România, a luat un interviu. A luat un interviu a două persoane foarte în vârstă din cultul pentecostal, doi titane lui Dumnezeu. Și le-a luat interviu pe rând așa, s-a dus odată în zona cutare, odată în zona cutare și le-a luat câte un interviu. În discuție așa, să cunoască detaliile trecutului. Și îl întreabă pe unul dintre frați: frate, s-a întâmplat în viața dumneavoastră să fiți foarte siguri de un lucru și cu timpul să vă dați seama că nu-i chiar așa și să vă schimbați părerea? Și el a spus, spunea fratele Moisic, i-au apărut lacrimile pe ochi și au spus:
De foarte multe ori, frate Moisic. De foarte multe ori. Am crezut că de la asta nu trebuie abdicat și nu trebuie clintit nici într-o direcție. De aici nu nici... Eram într-o biserică, fac o altă paranteză în paranteză, adică asta e paranteză mică, aia a fost paranteză patrată. Citea un regulament la sfârșitul slujbei, nici nu mi-am dat seama, noi eram o grămadă de musafiri acolo, nici nu mi-am dat seama care a fost intenția, citea un regulament al bisericii. Și fratele păstor la mână a spus, fraților, peste regulamentul ăsta nu se va trece până la venirea Domnului. Dar regulament, nu vorbim de doctrină, nici regulament, cum să fie așa, cum să fie cu tare. M-am uitat la dânsul, mi s-a părut așa straniu în prima fază și după câțiva ani s-a dat peste cap și au rămas regulamente în urma lui. Frate zice, vi s-a întâmplat să de foarte multe ori. Și fratele Moisic îl întreabă, dar fratele cu tare, de ce nu renunță niciodată la ce știe dumnealui? Bătrânul simpatic a zis, îi mai special. Sunt oameni speciali pe la voi? Care pentru ei Dumnezeu e ce știu ei, nu ce scrie. În familiile dumneavoastră, dragi părinți, dragi preoți, mă uit în partea bărbaților, avem un mandat și o responsabilitate colosală. Cât studiem cuvântul lui Dumnezeu, cât îl cunoaștem pe Dumnezeu, pentru că va trebui să descoperim copiilor noștri nu un Dumnezeu al înțelegerii noastre, un Dumnezeu real din Scriptură, un Dumnezeu al Bibliei, al cuvântului adevărat al lui Dumnezeu. Să băgăm, dar bine seama, spunea apostolul. Cine e el? Și trei. Aș vrea să afirm. Îl vom cunoaște pe Dumnezeu când ne definim corect pe noi, când îl definim corect pe El și îl lăsăm la locul Lui unde este locul, să lucre cu fiecare generație, să lucre cu fiecare familie în parte așa cum știe El, să nu-i punem șablonul lui Dumnezeu, al nostru, pe Dumnezeu și spui, vorbește prin șablonul ăsta. Nu, nici predicator, nici cântăreți, nici proroci, nimeni. Îl lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Ascultați-mă, când îl vom defini corect pe Dumnezeu și când ne vom defini corect pe noi, Dumnezeu va accepta să ni se descopere. Știți ce spune unul dintre ucenici aici? Iuda. Nu Iscariotianul i-a zis, versetul 22 din 14, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Cum e asta? Noi nu pricepem. Tu ești public, ești printre oameni în fiecare zi. Cum faci? Te tragi cu noi într-o cameră și ni te descoperi nouă, că nu pricepem. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Auziți acum, cupola. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Adică nu oricui îi se descopere Dumnezeu. Doar cel care își deschide inima, îl iubește pe Dumnezeu și îl lasă să vină cu totul în viața lui. Să vină Dumnezeu ca Tată, să vină Hristos ca Mântuitor, să vină Duhul Sfânt ca autoritate a lui Dumnezeu în vremea bisericii. Oamenii pot să cerceteze la nesfârșit, să-și umple capul, să explice lucrurile,
dacă nu lași să vină cu totul, vom veni acolo și vom locui. Dacă nu-i dai reședința, mintea ta, inima ta, nu-l poți cunoaște pe Dumnezeu. Poporul s-a încăpățânat. Spune cuvântul lui Dumnezeu că i-au spus lui Moise: auzi, Moise, să nu ne mai vorbească Dumnezeu. Ei credeau că ei stabilesc regulile. O zis: du-te tu, te sfințești tu, că acolo am înțeles că trebuie să ne sfințim și dacă nu ne trăznește Dumnezeu și se întâmplă lucruri și focul de pe munte coboară pe noi și... Nu. Noi te duci tu. Și Dumnezeu zice că a pus limite până aici să vină poporul, pentru că ei nu vor sfințire și îi nimicesc, Moise. Până aici să vină, până unde vin și animalele, până aici, până la piciorul muntelui. Ei bătrânii cu tine și vii mai încolo și la un loc îi lași și pe ei. Și pe munte vii numai tu. Și aici e complicat. Scurt circuit. Oamenii vor, mai ales acum în generația noastră, și la voi în America, și au bătut vântul cu cicloanele, s-au adus aere și pe la noi, prin Europa și prin România, din ăștia care... ei nu au citit odată Biblia cap-coadă, dar ce Biblie? Noul Testament l-au citit odată? Ei deja discută cu Dumnezeu, așa, îi spune lui Dumnezeu ce să ierte, ce să dezlege, ce să lege, ce să facă, ce să nu facă. Poporul vine până aici. De acolo încolo te duci la o altă etapă, acolo lași pe Iosua, acolo lași pe bătrâni și mai departe vii doar tu. Ascultați-mă. După ce te-ai definit corect pe tine, după ce l-ai definit corect pe Dumnezeu, trebuie să admiți că Dumnezeu se descoperă în măsura în care vrea El. Nu-i porunci. Nu trage de gura lui Dumnezeu om care ești chemat la prorocie. Nu trage cuvintele cu cleștele din gura lui Dumnezeu. Lasă-L să se descopere când vrea, cui vrea și cât vrea. El e suveran, are drept să hotărască, să decide, să spună. Se simt într-o situație complicată, prorocii se duc într-o adunare și n-au nicio lucrare și trebuie cumva să scoată ceva, că Domnul e aici, că Domnul e bun, că Domnul are planuri minunate pentru tine, pentru cu tine și așa mai departe. Nu! N-avem nevoie de prorocii de felul acesta. Eu sunt un om care încurajez lucrarea profetică. În adunarea noastră Dumnezeu a rânduit proroci. Suntem 100 de oameni, ceva peste 100 de oameni, și avem câțiva tineri care au vedenii, care prorocesc. Avem oameni în adunare care au vise de noapte din partea lui Dumnezeu. Eu încurajez lucrarea Duhului Sfânt, dar lăsați-L pe Dumnezeu să stabilească El cât să descopere. Predicatorilor, nu tragem de Dumnezeu. Nu-L urnim pe Dumnezeu din loc să spună ceva poporului. Spunea fratele Șumandia: vouă vă este greu. Și am zis: de ce, frate Șumandia? Voi mergeți la anvon și aveți 45 de minute și trebuie să le umpleți. Eu dacă meream la anvon și nu mi se dădea, spuneam bisericii, ne punem pe genunchi și ne rugăm. Și ne ridicam și iar nu mi se dădea, ne mai rugăm o dată. Și le spuneam fraților: nu mi se dă cuvânt. Voi trebuie să umpleți programele, zice. Voi faceți cu inima, voi faceți pancreatită, dați în tot felul de boli, pentru că trebuie să faceți ceva. Îl trageți pe Dumnezeu de limbă să spună ceva biserici. Iubiții mei, Dumnezeu se descoperă cât vrea și când vrea și cui vrea. Lăsați-L să fie la locul Lui. Închei. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 13. Versetul 12. Acum suntem limitați. Vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos. Dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte cum a hotărât El. Dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin.
Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să știți, să știm, să cunoaștem cine-i Hristos, să cunoaștem calea. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre Caleb, avea 85 de ani, s-a dus la Moise, la Iosua și a spus: dă-mi muntele, dă-mi ce mi-a promis Dumnezeu, nu mă opresc aici. Am venit cu tine, am fost în fruntea lucrării, am ajuns până în punctul acesta, am adus poporul aici, dar nu mă opresc aici. Vreau să intru în toate planurile lui Dumnezeu. Pavel în pușcărie, om bătrân, om spre capătul vieții, zice: nu mă opresc aici, vreau să-L cunosc pe El. Pe unde ești? Te întreabă Domnul: știți calea, știți unde mă duc? Știi? Sau nu știi? Amin.